Bună, Marc! Bună, dragilor! Te-a speriat, așa-i? Noi mai devreme am ieșit de la grădiniță. Astăzi este joi. Ieri nu am reușit să filmez deloc. Și am zis să filmăm astăzi, să începem un vlog. Așa-i? Noi acum ne îndreptăm către lac. Afară s-a mai încălzit. Astăzi s-au anunțat 17 grade. Zilele trecute a fost foarte, foarte frig. Ne-a arăs ce ai luat de la Penny. Uite, n-a plecat dintr-o țară. A plecat dintr-o țară? Sau dintr-un oraș? Nu dintr-o țară. Păi, da, mama. Adică după ăla s-a aflat alt oraș. Exact, alt oraș, da. A plecat dintr-un oraș, nu dintr-o țară. Acolo e China. Acolo e China? Da. Aha. Marc e foame, s-a apucat să mănânce pâinică. Am cumpărat pâine. A venit din China. Ce e acolo? Schelet. Niște scheleți. Mergem la lac să luăm o crenguță cu mai multe crenguțe pe lângă. Și vrem să facem o decorațiune de Halloween. Când ajungem acasă, am văzut noi una drăguță, să vedem ce ne iese. Și cu ocazia asta facem și o plimbare. Ți-e sete? Și ți-a plăcut când ai făcut acea plimbare? Da. Da? Astăzi ce am învățat la grădiniță? Nu mai știi? Da, ți-a plăcut la grădi? A fost frumos? Da. Bravo! Săptămâna viitoare aveți săptămâna verde. Păi, știu că mi-a arătat de dimineață. Da, v-a arătat? A, eu? Da, eu nu ți-am arătat, doar ți-am spus. Nu ți-am arătat nimic. Ce bine că s-a mai încălzit. Și mâine o să fie cald și sâmbătă. Sâmbătă am înțeles că vor fi 25 de grade la Brașov. Perfect, că noi avem sâmbătă botez. Așa că a picat bine. Te bucuri? Că mergi la botez? La verișorul tău, așa-i? Cum îl cheamă, mai știi? Edu. Nu Edu. Pe bebe mica lui Andreea. O să fim mulți băieți, o să fie băiat. O să fiți mulți băieți, da. O să fiți 4 băieți și 2 fete. Da. De fapt, sunteți. S-a născut bebe Matei. Selena cu Larisa își doreau foarte mult să fie o fetiță, să fie 3 fetițe și 3 băieței. Dar na, acum ce-a dat, Doamne, Doamne. N-am mai venit pe la lac de foarte mult timp. Cred că am vreo 3 săptămâni sau o lună, cu siguranță. Uite-o pâine, unde te-a dus? Atât de liniște. Și de plăcut. Am ajuns și noi pe la lac, că trebuie să luăm o crenguță, că altfel n-am fi ajuns noi la lac. Avem lacul ăsta atât de frumos aici și zona asta atât de frumoasă, pe care nu știm să o apreciem. Și venim destul de rar. Care este foarte aproape de casa noastră. Până am mers cu Flori și cu Mihai și cu Larisa. Păi eu știu, mama, dar acum mă urci în pădure. Uite, deci uite, am mers pe aici. Da, știu, pe aici. Ați urcat acolo sus. Da, și m-a dus și ne-a plecat în București. Știi locul ăla? Da, acolo, la Dâmbumori, la Ramada. Pe unde trec trenurile și unde spăl eu mașina. Da, ne-a dus înainte. Ne-a dus înainte de lângă Dâmbumori și de lângă, cum te cheamă? Ramada? Da. Da, știu. Mancole. Am fost și eu pe drum mai de mult. Este un drum forestier. Ca și eu vreau să mai facem așa o plimbare multă. O să mai facem când se mai încălzește, când vine vara. Hai la deal. E greu să urci la deal? Uite, vezi, iarba este udă. A fost frig azi noapte și de dimineață. Mami? Da, mami? Ia la zi la radio nostru, când am mers în pădurea asta cu Flori și cu
Da, le-am zis la dragii noștri. Marca a întrebat dacă v-am zis. Da, că am ajuns acolo departe. Da! Eu le-am povestit, eram acasă și le-am povestit că tu cu Selena ai plecat în pădure la plimbare cu bunii și cu celelalte persoane din neamul nostru mare. Drăguțul de Marc mereu vă spune, dragii noștri. Le-ai spus la dragii noștri? Hai să filmăm să ne vadă dragii noștri. Vezi că pe jos iar vă aud și este uz la funduleț. Ridică-te! Păi stai așa, da, atingi cu fundulețul. Hai pe bancă. Uite, sus este o bancă. Uite, ai văzut ce culoare frumoasă au copăcei ăia? Fii atentă ăla. Jumătate este verde și jumătate... roșu. Păi bine, nu ăla, eu mă uitam la ăsta, la altul. Uite cât de frumos. Mami. Jumătate este cu galben, cu... Da, mami. Stai că nu-l mai văd, l-am pierdut. Cu frunze de toamnă. Bingo! Uite-ne unde suntem! Ne vezi? Suntem pe deal! Marc și-a văzut casa, a văzut blocul nostru. Turnul de lângă Coresi, exact! Poate vedem tirul. Poate vedem tirul, așa-i? Uite ce frumos e și liniște! Uite, a durat mult! A durat mult, mama, știu! Ia să vedem, găsim noi o creangă de care căutăm. Să vă arătăm și vouă când ne apucăm de acea decorațiune. Hai să mergem prin pădure. Hai să mergem în pădure. Uite, gol la parc. Hai să mergem. Hai să-mi arăți, dar nu intrăm foarte adânc în pădure, da? Și acum că a plecat soarele, s-a lăsat rece. Mami, da? Doamne, ferește, trebuie să mă întâlnesc cu ursul sau cu porcul, cu lupul, cu cine mă întâlni. Păi, dar lui Florin nu i-a fost frică, pentru că ați fost mulți. La Dâmbu Mori. Voi ați fost mulți, Marc. Noi suntem doar noi doi, atât. Mie e frică tare. Da? O să vin și eu. Cu tata, da. Și luăm și cățelul cu noi, măcar să am și cățelul. Da. Plec așa singură. Păi el nu-l luăm, îl lăsăm acasă. Dar ce rece în pădure aici, Marc. Vezi? Ce fric e? Hai că am găsit și creangă. Și acum mergem către casă. S-a lăsat rece. Dragilor, Marc nu-și găsește grădinița și m-a chemat să-i o arăt eu. Vrei să te ajut eu cu crenguța sau te descurci? Bravo! Păi da, tanti, a plecat mai repede cu câinele. Aleargă? Da? Avem și niște frunze frumoase tare pe care le-am găsit la lac. Marc a făcut poză cu ele. Uite câte măceși aici. Plin de măceșe. Sau coarne? Dar nu cred că sunt coarne astea. Sunt măceșe. Ai grijă, că poate îmi dai vreo creangă de asta în cap. Piersică sau nectarină? Nectarină, de așa fructe de vară? Da. Încă mai simte, simt cald? Da. Și, ți-a plăcut? A fost bună? Da. Morcov nu v-a mai dat? Nu? Am ajuns și noi acasă mai devreme. Am spălat niște orez și l-am pus la fiert, că vreau să fac orez cu lapte și cu scorțișoară. Și acum să mă gândesc ce să gătesc să mâncăm la amiază. Avem pe Bongo, care servește măr și e atât de șmecher, că vrea să mănânce de la mine, de la Selena, de la Marc, de la cineva din mână sau din gură. Degeaba-i pui tu lui pe farfurioară, îi agăți feliuța de măr prin copac sau pe la el, pe acolo, prin colivie.
Nici nu o bagă în seamă. Fără să a norat mai tare și să lăsa trece. Noi am ajuns acasă și am dat drumul la căldură. Înainte să plec am lăsat toate geamurile să se aerisească. Și când m-am întors era un frig atât de tare în casă. Și am dat drumul la căldură, facem orezul cu lapte, ne apucăm să facem decorațiuni pentru Halloween. Trebuie să mă vopsesc, să-mi fac rădăcina la păr. Mai aveam ceva de făcut astăzi, dar sincer să fiu, nu mi-aduc aminte. Și apropo, mi-am făcut unghiile, cred că ați văzut. Nu vi le pot arăta acum că bingo servește măr. Până la urmă le-am făcut roșii, le-am făcut ascuțite, am mai pus și câte o pietricică. Mie îmi plac foarte mult. Poate că par cam lungi, dar eu mă descurc cu ele și mie îmi place să fie mai lungi. Mai ales că am degetele mici și groase. Așa, stai bingo, stai să-mi arăt unghiile. Așa, unghiile lungi îmi alungește și mâna și îmi place că arată mult mai, mult mai bine. Hai să servim mărul. Hai să servim mărul, că văd că doar de aici, de la înălțime, îți place. Murdării codița. Am mâncat două felii de zacuscă mai devreme. Și a venit pe felia mea de zacuscă, de fapt nu chiar pe felie, a atins cu codița, ar fi vrut să se suie el pe felie, dar n-a apucat și eu când m-am ferit să iau felia și-a băgat codița, de fapt nu codița, pardon, aripioarele, codița mai în spate, codița e mai în spate. Ca bebelușii. Mi-a aruncat măr până pe aragaz. Of, of. Șmecherie. Bebel. Acolo. Ăsta e ca bebeluș și vrea să-i mărunțești în gură. Dar nu vrei să mii mâncarea dintre dinți? Bingo! Vrei să mii mâncarea din gură? Te iubesc! Uite și pe asta. Uite și pe miloaga asta. Fai de și ei. Asta e mai cu figuri. Nu vrea. Stai că-ți dau acum. Bună, dragule. Bună, dragule. Unde ești? În spatele tău. Bună, dragule. Bună. Ce faci? Bună. Ai avut Liliacu cu tine la grădini? Da. Ia uitați ce bluziță frumoasă are Marc cu Pikachu. L-ai băgat acolo în bluză. Așa am fost și ieri la grădiniță. Am avut Liliacul cu noi și am întrebat-o pe... Doamna. Da. Am întrebat-o pe domnișoara Ana Maria dacă ne lasă cu lanțul și a zis că mai bine ar fi să-l luăm acasă. Și până la urmă am venit cu ideea de a-l băga acolo în bluziță și așa l-a lăsat. Ia ridică bluzița să-l vedem. Ia să-i facem cucubau! Cucubau! Ce faci, băi, Liliac? Ai fost și tu la gădiniță? Ai fost la gădiniță, dar Marc e cam șmecher. Ce-a luat acolo? Ce-a luat? Ca toate. De astăzi au băgat și la noi decorațiuni de Halloween la Lidl și... Ei, dar nu ți-am făcut nimic, nici măcar nu te-am atins. Ce turui așa? Da, ce turul e așa? Când ați merge la Lidl? Păi mai are rost să mai mergem la Lidl, că doar tata va cumpăra din Italia. Și, mami, când o să merge la Lidl? Da, de ce calci pe mărul ăla? Nu știu când vom mai merge la Lidl, pentru că tati va duce din Italia iar câteva chestii pe care nu le-a găsit data trecută și vi le-a luat acum. Și chestia este că sunt mai ieftine. De exemplu, niște pungi de snacks-uri pe care le aduce Bogdi astăzi, din Italia. Aceeași chestie, același gramaj, aceeași pungă. El a luat-o cu 0,99 de cenți. Sau euro cenți, cum s-o zice.
Deci 1 euro, practic. Iar la noi, aceeași pungă de snacks-uri costă 6,99 lei. Și normal că o să ia de unde e mai ieftin, doar nu o să ia de unde e mai scump. Așa că, tati, o să aduc astăzi câteva... Uite, măr, bingo! Câteva lucruri și paste a luat din Italia. Nu știu dacă are bonul, astăzi ajunge. Și în cazul în care are bonul, o să vă arăt și vouă cât a dat pe fiecare lucru în parte. Cât ți-ai luat? Că n-am reușit să văd. Auleu, auleu, auleu. Am pus capacul să nu se ducă bingo pe acolo. El e foarte curios. De fiecare dată când spăl vasele, când pregătesc ceva de mâncare și mai devreme spălam orezul și a venit să vadă el acolo ce fac. Era foarte curios. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă cu el. Și în cazul în care o să aibă bonul, o să vă arăt și vouă cât a costat. Mi-a cumpărat paste, niște snacks-uri, niște bomboane cu lapte și parcă niște 5 pungi de snacks-uri. Două cum am avut data trecută, 3 sunt diferite cu sos de roșii, nu mai știu cu ce erau exact. Deci 5 pungi de chipsuri, snacks-uri. De să pup. Două pungi de paste cu tematică de Halloween, lilieci, nu știu ce are pe acolo. Și o pungă de bombonele cu rotunde cu lapte. Cu ciocolată și lapte. Da. Of, of, of. Deci lui îi place să-i cânt, îi place să-i fluier, îi place să vorbesc cu el, să-l alint și de fiecare dată când pun muzică, îmi pare rău că nu-l pot filma să vi-l arăt și vouă, dar nu am voie pe YouTube, începe să cânte și cântă atât de mult, cântă el acolo și atât de bucuros e și zboară prin toată casa și merge dintr-o parte până în alta și merge și în dormitor și în sufragerie, bucuros că i-am pus muzică. Of, Doamne, a fost cel mai dulce pupic. Vrei să-ți fluier? Mai nou s-a învățat să facă... Și face și... Of. Cel mai dulce papagal. Tu ești cel mai dulce pentru mine, da? Ești băiatul meu. Da. Cum să nu-ți placă un asemenea papagal? Un asemenea animalus de companie, da? El e copilașul meu. Și mami moare fără el. Da. Atât de rău este atunci când ai animăluțe și te atașezi de ele și ele se îmbolnăvesc și le pierdem. Da, și nu le mai vedem niciodată. Și chiar dacă iei un alt animăluț în locul lui, un alt peruș, un alt cățel și așa mai departe, niciunul nu este la fel. Sunt total diferiți. Sunt total diferiți, da. Vrei să-ți fluier? A fost bine? A fost bine? Pune muzică? Pune muzică la băiat? Hai că iar... Aoleu! Aoleu, aoleu, că mă iau cu tine bingo și... Uite, dă apa în foc. Dă apa în foc. Da, ia să luăm mărul acesta. Pentru că nu l-a halit mini. L-aruncă la gunoi. Mi-am pus și prosopele. Pentru că... îmi curge apă de pe geamuri. Și mi-am pus din partea aia, acolo avem niște reviste, să-și facă bingo nevoile pe ele, normal și acolo puneam, dar o să trebuiască să pun un prosop, tot așa să-l fac sul și să-l pun pe margine. Am probleme la toate geamurile, mai puțin în dormitor unde țin șinșilele, acolo geamul este dat pe spate mereu, chiar și dacă este iarnă. Având în vedere că facem căldură, pentru șinșile poate fi mortal, fatal. Așa că suntem nevoiți să lăsăm geamul pe spate, uneori nu-l las chiar de tot.
De exemplu, acum asta e lăsat de tot, dar sunt dățel în care las cam așa. Și acolo nu încurge mereu apă de pe geamuri. Dar aici, da. Și sunt nevoită să pun prosopele. Am gândit varianta de a-mi lua pernuțe din alea, dacă știți la ce mă refer, așa lungi și înguste. Doar că acelea fiind din vată, nu știu dacă le pot spăla. Eu aceste prosopele le iau și le spăl. Nu le las așa de acum până în primăvară și nu le mai dau jos. Nu, deci le iau, le spăl, le usuc și le pun înapoi. Așa, acele pernițe înguste, mă gândesc că se pot strica, vatelina aia se face urâtă și se strâng. Și nici nu știu dacă mi se potrivește, pentru că eu am faianța foarte îngustă aici. Și nu știu dacă mi s-ar potrivi o pernuță din aia. Poate că aș putea să încerc să iau una, să vedem. Așa că nu-mi place deloc că a venit toamna, nu-mi place deloc că vine iarna. Ce faci, Bingo? Dar nu avem ce să facem, nu avem încotro. Așa. Și apropo, aseară mi-am făcut ciocolată de casă cu... Ciocolată de casă, doamne, ciocolată caldă. Am zăpăcit la cap, stați că vă arăt imediat. Am cumpărat de la Penny cu 5 lei și ceva. O găsiți și acum dacă sunteți interesați. Eu am văzut-o chiar ieri, dar nu este pe placul meu. Deci se simte foarte puternic menta și mie îmi place de obicei ciocolata cu mentă, bomboanele cu mentă, dar asta se simte foarte tare a mentă. Zici că bomboane din aia, adică bomboane de mentă foarte, cu gust foarte accentuat, nu știu cum să explic. Am pus deasupra niște frișcă și puțină scorțișoară și am amestecat și așa parcă mai merge, dar să iau să beau ciocolata caldă așa, fără un pic de frișcă sau ceva. Și menționez că am făcut-o cu lapte, nu cu apă. Nu e pe placul meu. Acum, dacă nu vă place menta, nu vă recomand să o cumpărați. Mie îmi place, v-am spus, îmi place ciocolata cu mentă, îmi plac bomboanele cu mentă, dar asta mi se pare foarte, foarte puternică. Deci am o gură de suc și am băgat-o și eu pe aici, am ascuns-o de Bingo, că zăpăcitul ăsta își bagă ciocul peste tot. Ieri a început să mănânce hârtie. Ia uite-l ce bucuros e. M-a trăs n-ai face. Deci câteodată rămân uimită ce prostii și câte lucruri poate să facă și cum să mă explic. Într-un creier atât de mic, câte chestii el duce capul să facă, știți? Deci e foarte deștept, adică sunt foarte deștepți papagalii în general. Ia uite-l, caută de lucru. Cum mi se aude tălpițele. Ce ai văzut? Vrea apă minerală, sigur. Mai nu îi place și apa minerală. Hai ia! Ce fel arată la cu zacuscă pe aripioare. Uite că am vărsat apă pe masă. Uite aici, Bungu. Ce aici, au? Ce aici? Nu vezi? Veni, Marc. Veni, Marc, vezi? Mâncare și după aia. Mamă, dar ce frumoasă e bluzița ta, Marc. Dar trebuie să mâncăm puțină mâncare. Să păpăm ceva, să băgăm la burtică. Mai nou așa îmi zice când nu vrea ceva, mișcă din ochi, de la stânga la dreapta și tot așa, de la dreapta la stânga. Nu vrea mâncare. Ce mai bun cu... Deci eu te-am întrebat ce vrei să mănânci, da? Și tu nu mi-ai spus. Spune-mi ce vrei să mănânci, ca să-ți fac... Păi nu,
uite, dacă mâncai la grădiniță cu ceilalți copilași, când veneai acasă, puteai să mănânci ceva dulce. Și nu mai aveam treabă cu tine să-ți dau de papa, vezi? Auzi-l, vorbește și Bingo. Îți explică și el că tu trebuie să mănânci. Deci pe ăsta a căzut. Da, Bingo. Da, spune-i lui Marc că trebuie să mănânci mâncare. Că mâncarea e foarte importantă. Da? Acum o să-i pun zahăr. O să adaug lapte, scorțișoară și las să fiarbă. Marta, nu-i voie, mama. Am încercat să tratăm aici, dar nu mă înțeleg deloc cu el. Foarte încăpățânat. Iar eu voi fi mai încăpățânată decât tine și nu-ți desfac. Pentru că trebuie să mâncăm ceva. Ai mai mâncat doi. Și ai primit și frișcă când ai venit de la grădiniță, că ți-am promis. Și eu mă țin de cuvânt, dar tu văd că nu te ții de cuvânt. Și ți-am spus, ți-am oferit variante, da? Să-ți fac să mănânci. Paste cu pesto nu vrei. Îți fac ou, ou fiert. Cartofi prăjiți cu ou. Ce vrei să-ți fac să mănânci? Ciorbă, avem ciorbă. Vrei ciorbă? Minic. Minic? Nu se zice minic, se zice nimic. Zi, nimic. Nu minic, nimic. Minic. Minic. Nimic. Mami. 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 Ma. Ma. Touch. Mama. Mama. Am adăugat zahărul și am zis să încerc și să pun și scorțișoara, tot acum. Și îmi place foarte mult cum s-a amestecat și nu mi s-au format biluțe de scorțișoară cum pățeam dățile trecute. Ia să punem și lapte. Și de acum așa voi... Aoleu, ce era să răstorn cutia. De acum așa voi amesteca scorțișoara, adică voi pune scorțișoara și voi amesteca dinainte. Miroase atât de bine de la scorțișoară. Bun. Și acum lăsăm să fiarbă. O să pun și capacul. Mi-am vopsit rădăcina părului, este 35 minute, o să stau undeva până la 4 fără 10, 4 maxim cu vopseaua în cap. Între timp mă duc să fac curățenie la șinșile, o să pun lui Marc niște prune că mi-a cerut și să-i spăl niște prunișoare. Afară a început să plouă și chiar m-am mirat că picura așa cu soare. Eu auzeam în tablă. Mai devreme era și sorică printre nori. Dar văd că a dispărut. Spălăm lui Marc prunele să-i le ducem. Mă duc să mă apuc să fac curat la șinșile. Să scap. Sâmbătă avem botez și nu vreau să mă las cu toată treaba. Aș mai avea de strâns și niște rufe de pe grătare și să le iau astăzi sau cel târziu mâine. Să-mi las toată treaba și toată casa în regulă. Și mi s-a făcut și mie poftă de prună, dar mergem să-i ducem lui Mar, după aia vin să-mi spăl și eu. Ciao, amore! Ciao, bello! Ce faci? Să-i zic că imediat vine Bingo la tine! Ce faci? Stai pe pat, acolo, pe pătură pufoasă, ți-ai dus și stixul, așa? Bravo! Bravo! Place de tine! Pace de tine! Ce are fata, puriței? Galben, ca toamna, da. Trebuie să ne apucăm să facem copăcelul într-un dovleac, cred că în acela, că mi se pare așa că stă mai bine și e mai perfect. Trebuie să facem o gaură, să o scobim, să băgăm acea crenguță.
Și apoi pe fiecare crenguță trebuie să atârnăm ce vrem noi. De exemplu, noi o să atârnăm și niște scheleți și vrem să mai facem niște decorațiuni, să le facem noi în casă și să le atârnăm cu sfoară. Le legăm cu sfoară și vrem să punem acel copac. Selena și-a făcut câteva decorațiuni ieri împreună cu Maia și Marc a fost foarte trist că Selena și-a pus la ea în cameră niște decorațiuni și vrea și el și de aceea am zis să facem și noi niște decorațiuni handmade. Mi se vede aici la frunte cum m-am șters, zici că m-am vopsit așa, într-o linie rotundă. Mai devreme am mâncat două felii de zacuscă și sincer să fiu, mie nu-mi este foame deloc. O să mănânc două prune. Mai încolo o să-mi pun niște orez cu lapte, că momentan nu-mi trebuie. Mă duc să fac curățenie la șinșile. O aștept pe Selena să ajungă acasă. Mai mulți colegi s-au adunat la un coleg acasă, care locuiește aici lângă blocul meu. S-au dus să-și facă temele. O așteptăm și pe ea să ajungă, să-i pregătesc și ei ceva de mâncare și între timp să mai fac treabă pe aici prin casă. Pe seară ajunge și Bogdi și trebuie să merg să-l iau, să mergem, să luăm. Marc deja s-a abonat să vină cu mine și vreau să-mi las toată treaba așa făcută, că na, sâmbătă nu o să pot să fac nimic. La ora 12 este botezul la biserică, după care vom pleca să petrecem. Ce vrea fata? Așa-i tu, Mini, trebuie să ne terminăm treaba. Da. Mamă, la ce culoare se văd pantalonii ăștia pe cameră. Se vede un albastru, iar în realitate sunt verzi. Da, Mini, uite. Tot nu se vede. Ce vrei, prună? Mai face și pretenții. Măr, n-ai vrut, prună n-ai vrut, carne n-ai vrut, nimic nu vrei. În ultima perioadă vrea să mănânce doar oase, stai, că n-am spus bine, biscuiți în formă de os, sticks-uri, fâșii din alea de carne, special pentru căței. Toate că pe mine nu mă deranjează faptul acesta. E bine să mănânce mâncare destinată cățeilor, dar se mai pape și ea ceva din când în când, un fruct, o legumă, un pic de cărniță. Ai luat-o ca să o păzești, așa-i? Of, of, ce-am oftat. Of, of, of. Of, 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 mă duc să-mi fac treaba că trece timpul, Mini. Trece timpul. Ia să ne apucăm noi de curățenie la maimuțoi ăștia. Faceți? Așa. Ce faceți? Mi-am adus sacul de gunoi mai devreme. După ce fac curat, o să duc și gunoiul. Bineînțeles, mai întâi să mă spăl pe cap și să mi se usuce părul. Iar aici avem creanga pe care trebuie să o mai tai, să văd ce mai fac. Să vedem ce ne iese nouă. Ne iese ceva fain? Ce am văzut noi pe internet era foarte fain. Era foarte fain! Începem cu griuț. Începem cu ghiuț. Față mama cuiat. Am fost, le-am dat și de mâncare de dimineață. Da. Așa. Față mama cuiat. Asta e sacul de peleți pe care l-am cumpărat săptămâna trecută. Da. Aici avem un băiețel care nu mă lasă mereu și-l ating și și-l iubesc. Da. E chiat. Nu e chiat. Nu e chiat. Aha. Aha. La unghi. Vai, dar ce călduros și pufos este. Iată-l cum face când vrei să pui mâna pe el. Nu mă lasă deloc. Deloc nu mă lasă. Deloc nu mă lasă, că dacă nu-l iubesc. Vai, vai, vai. Aoleu, știi că te beșe, vă dau să faceți baie. Am uitat. Noroc că m-am uitat în sus și am văzut cădița. Deci vreau să vă spun că dacă aveți o rozătoare
Și vi se pare că miroase urât de la rumeguș și dacă folosiți rumeguș, ăsta se împute foarte repede cu urina. Pe când peleții nu miros deloc. Deci eu peleți le-am pus luni. Luni parcă le-am pus. Astăzi este joi, nu miroase deloc, deloc. Când aveam rumeguș, cred că deja a doua zi începea să miroasă, a treia zi. Și trebuia să-l schimb foarte, foarte des rumegușul. Ăsta e băiatul meu, Michi. Ăsta e băiatul meu, care mă lasă să-l iubesc. Da, și nu fuge de mine, nu e sălbatic. Uite, îl agățăm acolo. Și acum pregătim să punem nisip. Da. Chiar aici avem măturică. Avem fărăș, șervețele umede, prosoape de hârtie, avem polen, avem pudră de bebeluș pe care o să punem în nisip, avem spirit să dezinfectăm cușca, aici avem stafide să le dăm să pape, cam de două ori pe săptămână le dau ceva dulce, așa, hai să dăm și la ăștia alți. Nu au voie mai mult, pentru că, uite aici, poate să facă diabet. Așa, da, veveroii mei, veveioii mei. Da, mai vrei? Îți mai dau una? Mai dă mama una? Nu-mi lua și unghia, las-o acolo, las-o acolo. Și polen le dau, știu că ăsta se ține la congelator. Polenul, dar mai am puțin și nu mai o să-l mai duc. Așa. Dar aici mai avem și alte chestii. Bineînțeles, sunt și paie. Hai să vă pun să faceți baie. Aici avem nisipul în care fac baie. Așa, de să le luăm castronelul cu mâncare, că altfel bagă nisip. Așa. Griuț, vin și la tine, imediat. Imediat vin. De să punem mama un pic de pudră. Dai. Un pic. Un pic. Doar un pic am pus. Da. Mereu mă amuză când îi văd cum fac baie. Sunt atât de drăgălași. Da. Sunt atât de drăgălași. Ce faci, Deizuca? Deizuca, ce faci, mama? Ți-a intrat în ochișor, așa-i? Of, of. Uite-o și pe ochioasa. Vine și ea la baie. Griuț, ia uitați și pe el. Și el ar vrea la baie, dar ăștia la el mușcă și nu-l pot pune. Ce că îl mușcă, îl rupe cu totul, să-l omoare. Da, o să vii și tu la baie. E atât de drăgălaș și de cumințel. Da, el seamănă cu mama lui, cu Daisy, dar Daisy vrea să-l muște. Toți vor să-l muște. Hai la baie, Michi. Mai târziu ieșim afară, da? Acum n-are mama timp, vă face curat și mă duc să fac treabă prin casă și mai târziu ieșim un pic afară, da? Hai la baie. Copiii mei, Doamne, care mami de-a copilași. De multe ori nu reușesc să-i filmez și pe ei, dar credeți-mă că eu îi iubesc și am grijă și de ei și vin și le vorbesc și îi mângâi și le dau să pape și gustări. Da, pe Michi pot să pun mâna cel mai mult. El dacă îi întind și mâna vine și la mine în brațe. Dar ăștia alții sălbatici, el nu mă mușcă. Alea două mă capsează de nu mă văd. Bine, la început te atenționează ca și cum să le... Nu la unghiile, ca și cum să nu mai pui mâna pe ele și nu te ia așa tare. Dar dacă insiști, te poate mușca până la sânge. Da. Așa că pe ele nu pot să pun mâna așa cum pun pe Michi. El e cel mai drăguț. El mi-a simțit unghiile acum și vrea să le uite, iaite. Puișor nu au mai făcut, nu știu de ce.
de anul trecut, din iunie, mi se pare că n-au mai făcut. Ultima fătare a fost în iunie sau în mai, nu mai țin minte exact. Hai la băiță! Oh, sufletel! Și tu vrei afară, tu pui mi tu, dar nu am timp tu, mama, tu. Nu are mama timp. Dar ții cu tine, ce-ai simțit acolo? Ai simțit unghiile mele, așa-i? Adevărul e că n-am mai avut unghii de foarte mult timp. Cred că am o lună și... Da? Uiecheatule. Ia uite pe... A, Daisy, era să zic ochioasa. Fetele fac baie. Hai și tu la baie. Mergi la baie. Doamne, urcheatule. Ce faci, mama? Ce faci, mama? A? Stai că ai ceva la ochișor. Stai că ai ceva. Hai, mergi și fă băiță, mama. Fă băiță să faci blănița curată și frumoasă. Uite de Izuca, face baie. E, tu acum ai simțit aici ușa asta, ai văzut că e deschisă și nu vrei să faci baie. Hai, la baie! La baie cu voi! Uliu, uliu, că era să mă răstorn. Daisy deja s-a schimbat la culoare de la pudră. S-a făcut așa un gri deschis, nu știu dacă se vede pe cameră. Și asta a rămas aici, tânjește de câteva minute bune. Nu se mișcă de aici. Nu se mișcă, dar îți dă mama și ție să faci baie imediat. Doar că ție trebuie să-ți dau separat. De ce nu mă lași să te mângâi? De ce nu mă lași? Și te iubesc, găseanule. Ocosu! A, nu-i Ocosu. Nu-i Ocosu, e Mickey. Am crezut că e ochioasa. Ochioasa e iția. Ocosu e iția. Dic, dic, dic. Dic, dic, dic. Dic, dic, dic. Tu, tu porcușor de Guinea, ce faci acolo? Ce faci acolo, mama? Uite-și pe asta. Ce faci tu? Ce faci tu? Vrei să mă capsezi tu? Zăpăcit-o. Hai să mă apuc să le fac curat. O să-i dau șlugâiuț să facă băiță. Da? Lui punem în ăsta. Opa, așa. Așa. Ha! Vine aici! Haide! Hai! Haide! Hai, mă, șpecherie, intră înăuntru aici. Acolo! Acolo și fă baie! Ghiuț! Nu da de lucru. Hai! Ia! Asta mereu unde... Aoleu! Câte că scap! Ei, futu-și ceapa ta asta și mine câte scap! Stai câte scap! Stai, bă, zăpăcitule, bă, câte scap, bă! Uite, cu ocazia asta dau pupic. Hai să baie, mama, aici! Baie. Ești că-i prost? Chici că-i prost? Rezolvat. I-am pus capacul ăsta de formă. A, bine că el se strecoară pe acolo. Uite-l. Hai, mă, fă baie, mă, acolo, mă. La el în cușcă nu intră nici cutia asta, nici cealaltă. Și are nevoie de o cutie mai mare. Nu-i poți băga ceva micuț, că nu încape. Așa. Spală-te. Spală-te să fii curat. Păi da? Bravo. Voi? Ați văzut că am închis ușa și v-ați dus la baie. Milogule, ce... Le-am terminat curățenia. Da. Acum mă apuc să strâng pe aici ce s-a făcut pe jos, strâng cu mătura, după aia bag aspiratorul și trebuie să mă duc să mă spăl pe păr. Am pregătit această creangă
Am scobit dovlecelul și Marc acum și agață scheleții pe care i-am cumpărat de la Penny. Au costat 6,99 lei în cazul în care vă interesează. Nu, dar mai pune și pe crengile astea alte. Da? Și această creangă sau copăcel, cum să-l numim. Nu, mama, uite aici, pe asta. Normal ar trebui să o umplem și cu alte decorațiuni. Fantome, dovleci, lilieci. Umplem și cu alte chestii. Păi da, ți-am spus că trebuie să mai facem noi decorațiunile, da? Da. Avem dovleacul ăla mare, dar e cam mare. Mama, da. Fantomele lasă aici. Păi o să facem mai multe fantomițe mici ca să le putem agăța de crenguți, da? Aici, undeva? Da. Uii, trebuie să strâng acolo. Îți place? Da. Acesta ar fi rezultatul final. Noi ne place foarte mult cum a ieșit. Am luat din decorațiunile pe care le aveam în casă și am zis să le agățăm. De fapt, Marc a venit cu ideea, el a început să agațe câte un dovlecel. Normal aveam un plan să facem decorațiunile handmade. Dacă ție îți place, da. Cred că ar fi mai bine fără acea frunză. Ce am văzut noi pe internet, era tot așa un dovleac cu o crenguță și pe acea crenguță erau toate decorațiunile făcute handmade, fiecare decorațiune legată cu șnur din ăsta și arăta foarte, foarte, foarte interesant. Dar arată bine și așa. Iar eu am venit cu ideea să punem și niște luminițe și chiar arată bine. Îți place, Marc? Da. La început l-am pus pe masă. O să găsim. Mie, sincer, să fiu, mi-a plăcut mult mai mult cum arăta aici în colțul mesei. Arăta chiar foarte, foarte fain. Dar Marc a zis că el nu poate să ajungă la luminițe să le aprindă. Opa! Așa că el s-a decis să-l punem pe măsuță și a dat felinarul jos. Aici le-am așezat din nou, Marc a pus felinarul pe care o să-l și aprindem acum. Așa, e bine că felinarul acesta are baterii din alea tip AA, nu bateriile acelea pastilă care le mă enervează maxim. Nu, ne place tare mult cum arată, mi se pare tare drăgălaș. N-am avut niciodată așa ceva în casă, asta e datorită lui Marc. Selena nu a fost tentată de Halloween. De când a început Marc, a început și ea. Ei a plăcut foarte mult să meargă cu colindul atunci când era Halloween, dar la noi nu se ține, da. Uite ce drăguț arată. Are o nelămurire, dar nu știu care e aceea. Care e aceea? Care-i nelămurirea ta? Nici tu nu știi, așa-i? M-ai întrebat unde punem fantomele? Sau ce? Păi fantomele le facem, sunt din hârtie, le legăm cu șnur și sunt ușoare. Uite, uite, pe aici putem să le punem aici. Mai avem crenguțe de unde le putem agăța ca să nu încărcăm pe o crenguță mai multe lucruri, da? Liliacul tău este greu și o să tragă copacul jos. Eu ți-am zis că poți să-l pui. Treaba ta, dacă a căzut copacul, o să cadă și dovleacul, se sparge și o să scadă toate decorațiile. Acum este 5:20. Noi mergem să ne... ai adus fantomiță? Aia trebuie să o găurim. Pe aceasta a făcut-o Selena ieri. Uite aici. Îi facem o gaură sus în cap și îi punem sfoară din asta și așa o să atârne. Da? Mergem să ne pregătim să facem decorațiuni. Ia uitați-l pe Bingo. Ia să prindem becul. Bingo! E cățel. Căția mai exact. Mini nu... Ia uite, ce face? Se agață. Stai, Marc. Nea la el. Așa trebuie Bingo dacă nu-i dai pace. Păi, ei mănâncă împreună,
Pingo mănâncă și de la Mini, mâncare pentru căței, ia uitați, mai ridică și mustățile, e nervoasă pe el. Da. Bingo, lasă-o mama în pace. Cu țopă e în jurul ei. Bingo, te-ai îndrăgostit? Nu? Bingo, te mușcă. Vai, tare mie că rămân fără tine. Într-o zi te mușcă, asta de nu te vezi. Dacă nu o să-mi face... Uite, îi ciugurește urechea. Uite ce frumoasă. Da. Nala el. Nala el vrea să mânce din gura ei. Zăpăcit de papagal. Na, cum o calcă. Stă bine. Mama, poți să o lași așa? Da, Marc. Doamne, că zăpăcit ești, măi. N-am văzut așa ceva. Bingo! Săraca Mini se uită, nu știe ce se întâmplă în jurul ei. Într-un loc e papagalul, într-un loc e Marc. Bingo n-are niciun stres. Mini, nu! Nu e voie. Marc, fă așa, ca și cum... Am venit toată șatra lui Papuc aici în dormitor. Și Bingo a venit singur. Numai l-am strigat și dintr-o dată a apărut. Bună, dragilor! Bună, Marc! Acesta este dovlecelul pe care l-am făcut aseară. Astăzi am luat și am lipit codița. O să-i facem o găurică aici. O să-i punem un șnur sau o să-i punem un scoci din ăla dublu și lipim pe perete. Unde îl pui? Ăsta e cam mare să-l punem în copăcel. Cred că o să lipim așa pe perete, da? Așa. Iar aici am pregătit nu tăia, două foi. Vreau să facem fantomițe. Da, și dacă vă întrebați de ce sunt pereții în halul acesta, oricât aș încerca să iau să-i aranjez, cum și pe această masă, să le curăț și să zugrăvim și să punem tot în ordine, la noi momentan nu rezistă, chiar și covorul abia l-am adus de la spălat, deja este praf, acolo mi l-a pătat cu stilou, așa că momentan nu cred că o să mai investesc în lucruri pentru casă, gen covor la Selena, poate de zugrăvit. La anul, că anul acesta nu mai reușim că e frig și se usucă mai greu, dar n-are sens să investim așa, să înceapă copilaș și să măzgălească pereții, să dea pe jos, pe covor, cu pix, cu stilou, chiar și pe pătură mi-au dat cu stilou, pe una dintre păturile acestea noi pe care le-am cumpărat de la Jumbo, așa că, na, cred că... Așa e cam peste tot, în orice familie cu copilași sau poate aproape peste tot. Poate unii copilași nu au această manie de a măzgăli pereții, covoare și așa mai departe. Vei, prietene, tu pe mine mă lași să... Uite și pe ăsta. Tu pe mine mă lași să-ți fac ce am de făcut sau nu? Că eu nu o să stau să-mi decupez-o acum. Mie îmi trebuie foarfeca. Dacă nu, nu-ți mai fac nimic. Păi, eu altfel să știi că nu mai fac nimic. Și astăzi am făcut aici Selenei curat, i-am așezat alea la locul lor. Toate lucrurile, caiete, cărți. Uite și perdeaua asta, am așezat o stătea drept. A venit un șoricel și a umblat acolo. Aici avem fantomițele.
pe care le voi contura cu carioca neagră. Avem și câteva fetițe, după care le tăiem cu foarfeca, le facem o găurică și le prindem șnur și marcare de lucru acolo. Fantomițele au ieșit foarte drăguți. De acum mă apuc să le decupez. Și voiam să vă recomand aceste carioși, dacă nu le-ați încercat, sunt foarte faine. Au două capete, capăt subțire și capăt gros. Și îmi place că sunt foarte pigmentate și nu am mai întâlnit carioci atât de faine. Atunci când desenez sau colorez cu ele să fie așa pigmentate, să curgă atât de fain din ele. Am văzut că sunt cutii cu mai multe bucăți sau cu mai puține bucăți. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Noi am dat 80 de lei pe această cutie și conține 60 de bucăți. Noi am luat cariocile din Teddy, dar le găsiți și prin alte magazine sau le găsiți și online. Și am văzut că sunt și variantă de aceleași carioci, doar că în ambalaj negru. De vreme am ajuns și noi acasă. Am fost să luăm pe tati de la muncă și acestea sunt produsele pe care le-a adus din Italia. Aici avem două pungi cu paste, snacks-uri cu ketchup, cu sare, cu paprika, cu chipsuri pe care le-am avut și data trecută și aici niște bombonele cu ciocolată. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!